prefectul județului și șefii de la IS și poliție au ieșit în conferință de presă pentru un bilanț al codului portocaliu de la Giurgiu. Veștile au fost dintre cele mai bune, având în vedere că de Giurgiu nu s-a pomenit nimic de rău la televizor, în ciuda faptului că și la noi au fost localități fără curent electric, drumuri blocate sau închise și situații de urgență. Situația drumurilor județene și naționale a fost ținută sub control de la început până la sfârșit. S-a acționat cu material antiderapant înainte de a începe viscolul și atunci acesta a fost un lucru foarte bun pentru că nu s-a făcut foarte mult polei. S-a mai făcut pentru că, așa cum ați văzut, a fost ploaie înghețată, dar oricum nu atât cât a fost în alte părți ale țării. Și să știți că în județul Giurgiu, nu știu, probabil că și dumneavoastră știți care este situația țării și ați văzut că am stat mult mai bine decât alte județe cu cod portocaliu, nu a fost viscolul nici mai mic, nici mai mare decât în celelalte județe cu cod portocaliu. Și pentru că în cele două zile de cod portocaliu, cele mai multe probleme s-au creat din cauza electricității, prefectul a ținut să mulțumească conducerii companiei de furnizare a energiei electrice pentru intervențiile prompte la deranjamente. Cea mai gravă problemă pe care am avut-o noi acum a fost cu electricitate. Domnul director de la Electrica este director nou, este un tânăr. Vreau să vă spun că în toate aceste zile a stat doar pe teren, și până când nu a fost convins că se face tot ce se putea face, deci au muncit până la epuizare, așa fel încât dacă ieri de dimineață, la prima oră, aveam 24 de localități fără curent electric, aseară, la ora 9 înainte de, sau 9 și jumătate înainte de a intra în videoconferință, tot județul avea electricitate. De un cod portocaliu cu satisfacții a avut parte și ISU Giurgiu, a cărui conducere s-a declarat mulțumită de modul în care s-a colaborat interinstituțional, subliniind faptul că la Giurgiu există o echipă operativă unită și cu multă experiență. Am avut un coleg care m-a întrebat, la Giurgiu nu a nins? Din țară, vă rog să mă credeți, așa m-a întrebat, la Giurgiu nu a nins? Ba da, la Giurgiu a nins ca în toată lumea, ca în toată țara, ca în tot sudul țării, dar noi ne-am făcut treaba pe tăcute și așa am făcut-o în fiecare an și eu zic că așa trebuie să o facem. Nu trebuie să ieșim în față, ne facem fiecare bucățică și dacă nu apărăm la televizor, înseamnă că n-am făcut treaba. Nici poliția giurgiuveană nu s-a înregistrat cu evenimente negative. Nu au fost accidente de circulație și nici șoferi amendați pentru că nu au avut autoturismele dotate cu cauciucuri de iarnă. La nivelul județului nu s-a înregistrat niciun accident de circulație și cred că prin asta am spus tot. Nu au fost evenimente rutiere și motivul pentru care nu au fost evenimente rutiere, zic eu că pe de o parte a fost faptul că mesajul care l-am transmis către participanții la trafic a fost destul de bine recepționat. În concluzie, la Giurgiu a fost un cod portocaliu perfect, fără victime, pagube materiale sau alte evenimente negative majore. Desigur că sunt și reproșuri, mai ales la dezepezire, însă prefectul județului a ținut să nu le publice. Deocamdată, cel mai probabil, după o zi de pauză, iarna o ia de la capăt. Alt cod, alte atenționări, deci din nou de muncă pentru autorități.